Din fericire, Halloween a trecut cu ceva timp în urmă, iar lucrurile înfricoșătoare din viața noastră nu au dispărut. Monștrii, vampirii și zombii la fel se rotesc pe undeva pe aproape. O brichetă simplă se poate transforma într-un monstru cu dinți, iar încărcătorul de la telefon, mai bine vedeți și singur. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Case cu fantome. Imaginați-vă că intrați cu automobilul la spălătoria auto și pe neașteptate porțile se închid spunând: lumina începe să lumineze tare, iar în loc de un muncitor se apropie un monstru cu toporul. Înfricoșător, nu? Iată că locuitorii din Statele Unite ale Americii au rămas încântați. E din cauza că Halloween în acest an s-a sărbătorit altfel, din cauza că majoritatea caselor cu fantome au fost închise pentru vizitatori. Organizatorii au decis: lasă oamenii să strige de frică fără să iasă din automobile. Vizitatorii veneau la spălătoria auto, iar prin peisajul ciudat săreau peste ei doctorii nebuni înarmați cu topoare, criminal cu ferestrei și diferiți monștri. Este ca McDrive, dar în loc de cartofi frii primeau o porție de spaimă. Hibris înspăimântător. În profilul său de Instagram, artista Lyra Magano scrie că iubește lucrurile înspăimântătoare. Așadar, e destul de greu să o contrăm. Pur și simplu priviți una din lucrările sale. Acesta e un hibrid dintre o femeie și un șoarece. Pielea, unghiile, părul, toate arată înspăimântător de natural. Probabil că o astfel de creatură va funcționa mai bine decât orice sistem de securitate. Doar puneți acest obiect în grădină alături de spiridușii decorativi și voila! În afară de femeia șoarece, în colecția lui Lyra mai găsiți sculpturi hiperrealiste teribile din silicon. Cum vouă vi se pare, spre exemplu, un clov mic într-un costum ciudat și cu coadă? Mai înspăimântător poate fi doar o pirania mutant. Dacă veți arunca ceva de genul într-un bazin, asta nu va fi doar o simplă glumă. Cel mai probabil, persoana va avea nevoie de ajutor medical. Felicitări răutăcioase! Dacă vă porniți la ziua de naștere a unui prieten care adoră filmele de groază sau doriți să transmiteți felicitări omului care nu vă place, o felicitare simplă nu e potrivită, iar o carte poștală înfricoșătoare de la John Ken Mortensen e varianta perfectă. În spatele fiecăreia se ascunde o adevărată istorie înfiorătoare. Spre exemplu, în aceasta, creaturile monstruoase ies pe geam către un copil speriat și iată că ajung la el cu membranele sale. După care vedem un băiețel care la sigur nu se va putea salva de la un monstru cu 19 capete, care deja a apucat copilul. Desenul e uimitor, iar atmosfera e mai înspăimântătoare decât în filmele Silent Hill sau Babadook. Încărcarea cordonului umbilical. Doriți ca nimeni să nu vă obosească cu împrumutul încărcătorului? Atunci aveți nevoie de unul de genul dat. Doar că suntem siguri că voi singuri nu veți rezista să vă atingeți de el zi de zi. Creatorul acestui dispozitiv numit Grow Cable este o artistă japoneză, Izdava Mio. Ea se specializează pe creaturi hiperrealiste și, după părerea sa, fiecare poate găsi în ele ceva unic și drăguț. E un cuvânt atât de potrivit pentru un cablu. Cordon umbilical care se mișcă și emite sunete oribile, nu vi se pare? Designul dezgustător e ales intenționat, conform conceptului lui Mio. Obiectul simbolizează dependența noastră extremă de tehnologiile moderne. Așadar, mulțumesc pentru lecție, dar noi vom continua să utilizăm cabluri USB obișnuite. Măști înfiorătoare. Privind aceste măști teribile, poți crede că ele au fost create cu ajutorul graficii computerizate. Asta nu e așa. Vedeți pe ecran măști din silicon executate extrem de profesionist. Și Mortal Mask, producător mondial de măști înfiorătoare din California. Vă imaginați ce se va întâmpla dacă veți bate la geam în una din aceste măști la vecini? În asortiment este o păpușă cu maxilar înfricoșător, zombie, regele vampirilor și desigur un clov desfigurat. Cum poate fi ceva înfricoșător fără clov? Nu e clar cum aici a ajuns un câine. Totuși, el la fel arată înspăimântător. Pe care dintre aceste măști o veți alege pentru Halloween-ul următor? Gargoli vorbitor. Aeroportul internațional Denver a interesat susținătorii teoriei conspirației chiar din prima zi a deschiderii oficiale. Arhitectură ciudată, semnale de pe pereți, toate acestea a dat naștere a zvonurilor precum că aeroportul este baza secretă a masonelor. Cum au reacționat proprietarii? Anul trecut, când complexul a îndeplinit 24 de ani, ei au instalat în hol acest gargoli vorbitor. La prima vedere, acest monstru nu e atât de înfricoșător. El glumește drăguț, ba chiar ironizează conspirologii salutându-i cu frază:
Plaza. Bine ați venit la sediul Iluminaților. Cu toate acestea, dacă îl întrebați despre vârstă, el va răspunde că are 244 de ani. Se primește că s-a născut în anul 1776. Aproximativ atunci a fost fondată Societatea Iluminaților. Nu vi se pare că sculptura pur și simplu ne distrage atenția de la ceva mai important? Copil robot. Recunoașteți, nu ați înțeles deodată că acest copil trist nu este adevărat. Când înțelegeți acest fapt, spaima devine tot mai mare. Numele băiatului este Hou și el este robot. Uimitor de realistic. Emită perfect un copil de 5 ani, știe să-și cheme mama să se supere, din ochii curg lacrimi. Hou este creat pentru a băga spaima în noi și desigur pentru ca studenții de la medicină să facă orele practice mai ușor. Pentru aceasta, Hou are câteva funcții suplimentare. Pupilele se dilatează, are puls, chiar și sânge. Imaginați-vă că sunteți noaptea de gardă la spital. Auziți un zgomot pe coridor și întâlniți acolo acest băiețel, care plânge și o cheamă pe mama sa. Cum veți putea adormi după asta? Suvenire terifiante. Joe Rawls e tipul care poate să transforme orice obiect într-o piesă de artă incredibil de înfiorătoare, dar foarte frumoasă. Spre exemplu, cum vă pare această brichetă cu un maxilar dezgustător cu dinți murdari? În atelierul său, Moldy Creation, sunt sute de creații pe teme diferite. Personajele sale preferate sunt monștrii cu un ochi. El iubește să facă borcane cu ele. Nu e prea plăcut să păstrezi condimentele în ele, nu-i așa? Ce credeți? Dar iată cutia sub formă de piramidă. E incredibilă. Puteți pune acolo bijuteriile și să nu vă faceți griji că cineva le-ar putea fura. Dar cel mai mult, ne-a speriat husa pentru telefon. E ca și cum ar fi vie. Vă imaginați? Cum va arăta smartphone-ul vostru noaptea, pe noptieră lângă pat? Da, dar oamenii cu o tărie de caracter irezistibilă ar accepta așa ceva. Un accesoriu înfricoșător. Ce ziceți dacă telefonul ar fi acoperit cu piele umană? Veți fi uimit, dar acestea nu sunt gândurile unui criminal în serie, ci a oamenilor de știință. Cercetătorii din Franța și Anglia au prezentat o husă pentru telefon cu denumirea Skin On, care imită pielea omului. Cum în general poți lua asta în mână? Cu toate acestea, conform invenției cercetătorilor, proprietarul va putea interacționa activ cu telefonul. El reacționează la atingeri și gâdileală. Dacă veți pișca telefonul, interlocutorul vostru va primi un smile răutăcios, teribil. În planurile echipei intră și adăugarea firelor de păr pe piele și posibilitatea apariției efectului piele de găină. La frig, desigur. O singură întrebare. Cum proprietarul va explica polițiștilor că nu este maniac, ci utilizează tehnologiile moderne? Degetele diavolului. Nu doar omul e capabil să creeze lucruri teribile, natura cunoaște la fel de bine cum să ne înspăimânte. Nu, acesta nu este un monstru din altă galaxie care cu tentaculele sale teribile se clocește de un ou. Așa crește ciupiarca Arcturus Arcera sau degetele diavolului. Trebuie oare să explicăm de ce a fost numit astfel? Când ciupiarca va căpăta putere și va crește în diametru până la 10-15 cm, ea va deveni asemănător cu o combinație între o stea de mare și un extraterestru pe care nu trebuie să-l atingi. Apropo, într-adevăr, nu trebuie să o faceți. Degetele diavolului sunt acoperite cu un lichid ce miroase a carne putrezită. Poate chiar că este planta diavolului pe pământ, cine știe. Guri împletite. La final vom minimiza gradul de spaimă, însă nu cu totul. Înainte de asta vom recunoaște, nimeni din noi nu dorește să iasă afară în mască. Din păcate, situația impune. Nu ar fi mai bine dacă asta va fi ceva unic și un pic înfricoșător și nu o mască plictisitoare din farmacie. Doar priviți ce mărci drăguțe, comode și înfricoșătoare creează un designer din Islanda și există câteva plusuri concomitent. Într-o mască croșetată e cu mult mai confortabil, iar în al doilea rând toate aceste guri și limbi îi vor face petrecători să țină distanța socială necesară. Pe lângă măști, Iurare mai creează și diferite pulovere cu monștri, o ținută grozavă pentru un parte de Halloween acasă. Cum vă pare? Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă acest episod a fost interesant pentru voi. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă lime!